Bună seara, dragii mei, și bun regăsit la Alege-te pe tine. Poate că aceasta va fi o ediție mai degrabă dedicată doamnelor, dar de ce nu și domnilor? Pentru că și noi, bărbații, avem nevoie să avem o stare de bine, să arătăm mai bine și dacă nu urmărim asta, măcar le putem înțelege mai bine nevoile femeilor de lângă noi. Alături de mine, Andreea Marin, invitat special. Bună seara! Bună seara! Să știi că în ultimul an, în 2020, campania pe care o fac de ani buni, Nu există, nu se poate, cea în care transformăm viețile românilor de diverse vârste, diverse preocupări, oameni cu situații de viață diferite, arătând că în 2 luni și jumătate se poate, fără metode invazive, doar schimbându-ți modul de viață, să devii un alt om și fizic, dar și din punctul de vedere al echilibrului și interior și ca viziune față de viitor. Dacă am avut doar femei în anii trecuți, anul acesta am avut și primul bărbat, care a făcut față cu brio transformării și a dorit-o, a ascultat de sfaturile specialiștilor și uite că s-a putut. Și nu mi se pare potrivită o abordare de genul bărbatul nu poate să meargă la un salon de înfrumusețare. Poate să meargă, sunt foarte multe tehnologii acum care îl ajută să aibă un tonus bun, să fie în formă, așa cum se întâmplă și când se duce la o sală de sport. Adică nu cred că sunt preocupări care ar trebui să fie doar pentru femei sau doar pentru bărbați. Sunt terapii potrivite bărbaților, terapii potrivite pentru ambele sexe și unele care sunt dedicate femeilor. Dar a trăi frumos și sănătos e potrivit și pentru unii și pentru alții. O să invoc o amintire din urmă cu 10 ani, cred că au trecut, când am făcut o călătorie la Moscova împreună pentru o filmare. Mă scuzați. Și trebuie să vă împărtășesc, stimați telespectatori, că am fost martorul multor oameni care din când în când veneau la Andreea, fie în avion, fie pe stradă sau pur și simplu într-o cafenea unde stăteam. Andreea, nefiind machiată, era în apariția ei nemachiată, naturală. Ce-ți amintești? Tu, eu nu mai amintesc detaliile astea. Și veneau pur și simplu să-i spună, mă scuzați, în limba engleză, poate, mă scuzați, vreau doar să vă spun că sunteți extraordinar de frumoasă. Eu nu mi-amintesc asta. Alexandru, exact. Eu cred că tu mă păcălești. Nu. Mi-amintesc exact. Da? Ce înseamnă să fii o femeie frumoasă? Eu nu mă privesc așa. Eu văd normalitatea mea. Îmi știu și calitățile, dar și defectele. Cred că am o carismă, mai degrabă, decât că sunt frumoasă. Și niște ochi care spun multe. Până la urmă, vorba aceea care spune că ochii sunt oglinda sufletului e profundă, spune un mare adevăr. Și cumva și dorința asta de viață pe care o vezi... Energia pe care o degajăm spune multe despre noi. Și cred că despre asta e vorba, adică frumusețea e o noțiune relativă și un cumul de factori care împreună duc la o armonie. N-aș spune că e perfecțiune, că nici nu e. Aș spune că e o alăturare armonioasă de calități și defecte, și ele au așa, sunt țarea și piperul, știi? Care te fac întâi plăcut ochiului, apoi există dorința celorlalți de a fi în preajma ta și tu simți să te deschizi față de ei. E un schimb de energie, într-adevăr. Se spune că oamenii mai puțin de o secundă decid dacă le place cineva sau nu. Da? Nu știam asta. Da. Așa. Dacă o femeie intră într-o cameră cu mai mulți bărbați, în mai puțin de o secundă decide care îi place și care nu. Ei, da, dar asta este la nivel superficial. Da, vorbim de apariție. Da, pentru că există
în egală măsură și situațiile acelea care nu sunt dragoste la prima vedere, dar care se dovedesc a fi iubiri pentru o viață. Și poate că nu l-ai observat din prima când ai intrat în acea cameră pe acel om, dar având răbdarea să-l vezi așa cum e el, în timp, te poți îndrăgosti de om. Așa că... Pe de altă parte, cât de mult contează arta, priceperea de a folosi trucurile feminine pe care femeile le-au la dispoziție pentru a arăta mai bine. În cazul tău, de exemplu, pentru că te-am văzut și nemachiată și am văzut reacțiile altor oameni, de exemplu, la apariția ta fără niciun fel de machiaj, nu făcea nicio diferență sau așa părea, dar poate pentru unele femei face. Uite, tu mă vezi acum de aproape și vezi că machiajul pe care îl am este foarte discret. Da, e foarte light. Așa. Adică încerc să fiu cât mai aproape de natural. Da, atunci când ești într-un studio de televiziune, în lumina reflectoarelor, ai nevoie de o pudră, de o umbră la ochi, mai folosim, în fine, creionul, rujul și așa mai departe, dar încerc să nu exagerez. Pentru că exagerările nu duc la nimic bun în viață. Asta e părerea mea. Și, în fond, nu vreau să par cine nu sunt. Uite, e o glumiță care umblă așa, printre bărbați, că dacă vrei să știi de la prima întâlnire cu cine urmează să ai o relație ca să nu pierzi timpul dacă nu e cazul, du-o la bazin, pentru că o vezi și în costum de baie, vezi cam cum arată așa. Și nu mai are nici machiaj. Da, dar sufletul nu îl vezi nici la bazin, să știi. Și de fapt ăla e baza. Ăla e baza. Cu ăla trăiești, în fond, nu cu machiajul pe care ea îl poartă și nici cu silueta aia care se poate modifica de la un an la altul, să fim sinceri. E ajuns să mănânce 4 săptămâni la rând și s-a dus povestea frumoasă de început. E vorba de om, de principiile lui de viață, de caracter, de voința lui de a se transforma. Pe tine te-am văzut la sală în diverse momente. Ce înseamnă mișcarea, ce înseamnă mersul la sală? Când a început pentru tine să fie o rutină sau o nevoie? Sau... Uite, în ultimele luni n-am mai avut timp deloc din cauza muncii susținute, inclusiv în weekend, de dimineață până noaptea, n-am mai avut timp deloc de sport. Și nu mă simt bine în pielea mea și voi reveni la sala de sport. Mișcarea e viață. Nici clepsidra nu e viață dacă nu o întorci și dacă nisipul nu cade în ea. Deci nimic nu e viață fără mișcare. Celulele noastre au nevoie de mișcare. Tot aparatul nostru interior, circulație înseamnă mișcare, da? Circulația din venele noastre. E nevoie de asta pentru a ne menține într-o formă civilizată, într-o formă care să ne facă să ne simțim bine în pielea noastră. Eu nu cred în exagerări. Nu cred în operații estetice, nu cred în exagerările care înseamnă să nu mănânci nimic și să faci sport până cazi din picioare. Doar dacă vrei tu să faci performanță pe o anumită direcție, da, există o anumită pregătire pe care o necesită sportul de performanță. Dar altfel, dacă ești un om normal și vrei să arăți bine, arăți bine atunci când ești echilibrat, când ești armonios. E o sănătate care se reflectă, radiază și în... O vezi în obrajii omului. Deci dacă e roșu în obraj, e sănătos. Sau, mă rog, nu te uiți doar la asta, pentru că trebuie să există și niște proporții corecte. Corecte. Nu perfecte. Nu cred în aia 60, 90, 60, 90, nu știu ce. Păi, ce legătură are? Corpul nostru arată diferit, unul are șoldurile mai late, unul are talia mai, nu știu cum, oasele sunt mai grele și așa mai departe. Adică oamenii sunt diferiți și tocmai în asta constă frumusețea, în diversitate. Dar când vorbești de sănătate, asta înseamnă un echilibru, niște proporții corecte. Și atunci, dacă corpul tău se simte bine și produce energia bună, vezi asta în privirea omului, în starea lui de zi cu zi, în energia cu care el rezolvă lucrurile.
în atitudine, în felul în care o femeie pune tocul în pământ. Toate se leagă. Există o obsesie aproape a oamenilor, în general, a femeilor în particular, pentru greutate. Da. Cum vezi? Nu e sănătoasă această obsesie. Nu cred în exagerări, cum spuneam. Nici în plus, nici în minus, știi? Adică nu cred că trebuie să ai, nu știu, dimensiuni de manechin neapărat ca să fie în accepțiunea celorlalți. Bine, frumoasă. Drama pe care am văzut-o eu la unele femei este, vai dragă, nu mai intru în cutare roche sau... Da, asta e. Îți cumperi altă rochie și mănânci mai puțin, faci mișcare și o să încapi în rochia aia altă. Nu e nicio dramă. Drame serioase pe pământ sunt altele și sunt oameni care chiar trec prin drame. Astea țin de stilul tău de viață. Pune mâna și muncește puțin ca să fii așa cum te simți tu bine să fii. Ți-ai schimbat stilul alimentar în timp? Da, odată ce am învățat anumite principii alimentare, odată ce am învățat că verdele e viață și atunci foarte mult contează plantele verzi, legumele, frunzele. Am în grădina mea, care e pentru mine o oază și de relaxare și în același timp de sănătate, căci gătim în bucătărie cu ceea ce grădina ne hrănește, am foarte multe plante, cum se numesc? Aromate? Da, exact, aromate. Și le folosesc atât în supe, ciorbe, salate, orice. Deci chiar îți place chiar să faci grădinărit cu mâinile, da, tale. Da, chiar și iarna am la fereastră mici răsaduri, da, cu răsaduri, exact. Da, și contează. Ele sunt sarea și piperul. O salată e fadă dacă nu are și câteva frunze care să aducă un miros și un gust aromat. Pe de altă parte, programul tău este cel care este. El aduce cu sine o disciplină a meselor sau mănânci când apuci și când prinzi o mică fereastră? Da, din păcate, munca mea e nebună. Și e greu să menții o disciplină a meselor, îmi impun. Caut să-mi impun lucrul acesta. Și la modul ideal, ce urmărești? Adică, care e ținta ta vis-a-vis de regimul alimentar? Ca număr de mese, da, sau ca acum, ore? Sau... Acum, corpul meu este învățat să mănânce destul de clar dimineața și seara, uneori și la prânz. Dar la prânz, uneori, e mai mult o gustare. Și seara nu prea târziu ar fi idealul. Însă sunt un om normal, mănânc de toate, dar nu în exces. Asta caut, să evit excesele. Și am perioade când merg pe mâna sfaturilor specialiștilor, da? Perioade de revenire, de exemplu, după sărbătorile de iarnă, da? Cu toții punem niște kilograme după sărbătorile de iarnă, dacă nu suntem dintre cei obsedați care țin dietă și de sărbători. Și bravo lor, dacă pot, oamenii, este extraordinar. De fapt, cu toții putem. Nu vrem. Eu nu vreau. Da? Eu nu vreau de sărbători sau în vacanțe să țin diete. Vrei să fie relaxat, vreau să te bucur. Să mă bucur, pentru că e o plăcere partea asta culinară. E o plăcere a vieții și eu vreau să mă bucur de plăcerile vieții. Dar totul cu măsură. Pur și simplu. Despre măsura lucrurilor este vorba. Există vreun tip de mâncare de la care nu te poți abține? Ai mânca orice cantitate? Pot orice, mă pot abține de la orice, nu există, nu se poate. Este credința mea. Dar mai greu, adică mi-e mai greu să renunț la mâncărurile astea cu sos moldovenești, că doar de acolo vin. Da? Îmi plac tocănițele, îmi plac ciorbele, tot ce e așa mai greu, de fapt, și cu multe ingrediente combinate. Și nici cu cozonacul și poalele în brâu nu mi-e ușor, să știi. Cozonacul ăla făcut la cuptorul de pământ, care vine tot de la mine de acasă, din Moldova.
Crezi că e mai ușor ca femeie să ai o anumită dietă, să ai un anumit regim alimentar decât ca bărbat? Nu, dimpotrivă, eu cred că e mai ușor unui bărbat să facă asta. Și văd asta, văd la mine acasă. Partenerul meu de viață ține mai ușor un regim. E o chestiune de voință, firește. Adică dacă nu vrei, e greu. Dacă ți impui însă, că până la urmă nu e, sunt atâtea probleme cu adevărat dificile în viață, nu e asta una dintre ele, reușești, bineînțeles. Femeia e mult mai alergată, ca să spun așa. Caută să se împartă între multele ei responsabilități plus cele de acasă, deci nici acasă nu e venită pentru relaxare, decât foarte rar și târziu în noapte. Și atunci, când faci lucrurile pe fugă, e mai greu să controlezi acest mod echilibrat de a te hrăni. Pe de altă parte, femeia de regulă este cea care își asumă responsabilitatea de a fi cea care se ocupă de partea de masă a familiei, dar sunt și copii, și partenerul de viață sau soțul, și poate fiecare are alte preferințe, alte nevoi. Cum să faci ca femeie să nu te uiți pe tine și nevoile tale din perspectiva asta? Te rog să mă crezi că dacă vrei cu adevărat și ți impui, nu există să nu poți. Îți faci sertarul tău separat în frigider. De exemplu, asta este una dintre strategiile pe care le folosim în campania de transformare a oamenilor. Nu există, nu se poate. Ai frigiderul tău. Sau sertarul tău din frigider. Și nu că nu te uiți în sertarele celorlalți, ba te uiți și ți-asumi că nu vei atinge sertarul altcuiva. Eu nu sunt de părere că trebuie să port niște ochelari de cal atunci când țin o dietă și să nu mă uit la cei din jur. A, da, nu ies la restaurant dacă știu că la restaurant nu găsesc nimic potrivit și pentru mine, omul ce ține o dietă. Adică mă feresc de tentații de genul ăsta, dar la mine acasă nu le pot impune celorlalți să facă ceea ce fac eu și atunci mă organizez astfel încât să-mi fie mai comod. Am sertarul meu și știu că de acel sertar nu se atinge nimeni și nici eu nu mă ating de sertarele celorlalți. Și îmi creez o disciplină și îmi reiterez mereu scopul pentru care fac asta. Nu fac asta ca să mă chinui zi de zi. Fac asta pentru că vreau să ajung într-un punct care să mă facă fericită, adică să mă simt bine în pielea mea. Deci merită sau nu? Cântăresc lucrurile. Apropo de cântare, cât de des te cântărești? A, nu, m-am cântărit de ani de zi. Deci n-ai obsesia asta cu cântarul? Nu. Deloc. Văd mai lesne cum stau lucrurile îmbrăcând hainele. Și nu e nevoie de cântar care să-mi spună că am depășit o limită sau nu. Câteodată aceeași greutate poate arăta cu totul și cu totul altfel pe noi. Ai experimentat și asta? Da, sportul face asta din noi, de multe ori. Pentru că sportul poate să crească masa musculară, dar în același timp, noi să fim mai ușori, dar să nu pară o mare diferență. Da? Poate scădea țesut adipos, se poate exact adăuga țesut muscular și corpul arată altfel la aceeași greutate. Eu cred în armonie. Eu nu cred în număr de kilograme. Nu cred în număr de calorii consumate și mai departe. N-am stat niciodată să măsor. Nu ai tabele cu calorii. Cred în armonie. Până și farfuria o văd într-un anume fel. Văd armonia din ea. Adică cu ochiul liber vezi dacă depășești limita bunului simț sau nu. Te uiți în farfurie. E simplu. Tu ai și călătorit foarte mult. Nu știu cât mai călătorești acum în această situație. Mai puțin acum, evident, da. Și probabil că ai încercat diverse gastronomii, obiceiuri și mai departe. Ce îți place? Ce înseamnă o astfel de experiență multiculturală? Nu cred că există vreun loc în lume în care să nu fi găsit ceva bun, ceva gustos. Însă dacă e să aleg, bucătăria italiană e detașat pe locul întâi. Îmi place foarte mult cum gătesc italienii. Îmi place și mâncarea asiatică. E cu totul altceva. Dar încercat chestii extreme, că în Asia sunt și tot felul de provocări culinare acolo. Da, am mâncat și gândaci, da? Nu știu de care. Da. Dar nu pot să spun că mi-au plăcut în mod special. Am încercat și asta a fost tot.
nici nu mi-au displăcut, adică îți închipui ceva și de fapt gustul e cu totul altfel, însă a fost doar o încercare și n-am simțit să continui. Îmi plac fructele de mare și îmi place mâncarea moldovenească, dar și ciardelenească, stai așa, dacă mă gândesc mai bine. Îmi plac ciorbele din Ardeal foarte mult. Când ajung la Cluj, de exemplu, sau la Baia Mare, primul lucru pe care îl fac în camera de hotel este să comand o ciorbiță. Avem noi românii o bucătărie mai grea din perspectiva asta impactului pe care îl are asupra sănătății și felul în care arătăm față de, nu știu, bucătăria mediteraneană, apropo de Italia, Grecia. Eu cred că avem o combinație. Noi avem puțin și de colo, puțin și de colo, puțin și de colo. Avem mâncare bună. Dar mai știu femeile de români măsură, dar totul cu măsură. Mai știu femeile români ce să gătească? Da. Sau e ceva care se Sigur pierde da. Cumva? Nu, nu. E, poate așa. Pe la noi, pe la București, unde viața e mai alertă, așa, și, mă rog, oamenii mai cumpără chestiuni mai cosmopoliți. La pachet, așa. Da. Dar, în principiu, românii gătesc. Și gătesc bine. Și sunt. De asta avem atâtea show-uri culinare și da, care au atâta da, popularitate. Da, da, da. Probabil că de asta. Eu nu urmăresc astfel de show-uri la TV, dar există o apetență pentru acest tip de spectacol culinar și e explicabil. Avem o tradiție în acest sens. Doar că trebuie să învățăm puține reguli, nu sunt multe, care ne arată că trebuie să ne bazăm mai mult pe plante, pe legume, pe verdețuri, da? Pe fructe, cele cu zahăr mai puțin, ca să avem o dietă de viață, nu o dietă pe care o urmez la un moment dat, sănătoasă, pe ciorbe, pe salate, cu cât mai puțină carne, cu atât mai bine. Eu n-am renunțat de tot la carne, dar am cam 20% din economia unei mese carne sau economia meselor pe zi. Nu mănânc carne la fiecare masă. Și e mai bine dacă o eviți, pentru că e toxină. E bine și să reduci produsele lactate, ouăle, adică proteina animală mai puțin. Să mergi cât mai mult, da, către natură, către verde, către plante, da. Însă, pentru că avem o istorie culinară atât de bogată, eu cred că lucrurile pot fi pur și simplu echilibrate și poți să mai reduci din partea care nu face bine sănătății, fără să renunți de tot la ea. Așa am făcut eu. Mergând în zona de frumusețe, sigur că tu ești într-o situație specială datorită profesiei tale, aparițiilor publice și așa mai departe. Dar vorbind pentru româncele în general, care ar fi și cum vezi niște ritualuri de înfrumusețare și cum ar trebui să arate, nu știu, ziua sau săptămâna unei femei care are grijă de ea? Eu mi-amintesc foarte bine de bunica mea, care era o femeie îngrijită, dar o femeie simplă. Folosea un săpun făcut acasă, care nu avea un miros. Era săpunul acela de casă, fără miros. Eu mi-amintesc unul care se făcea și se spălau rufele cu el, albie. Așa, bine, e alt gen, alt de, gen săpun de săpun decât cel cu care se își făcea toaleta. Apoi avea grijă de părul ei, îl limpezea într-un anume fel, folosea tot felul de, ce spunem noi acum, metode băbești, castravetele pus pe ten, asta era crema ei, da? Sau masca ei de față, și în rest eu nu mi-am amintesc machiată pe bunica mea și am îmbătrânit frumos. Mama folosea o singură cremă, îmi amintesc și acum mirosul ei, deși mama e înger de când eu aveam 9 ani, deci mai mult de un sfert de secol, îți dai seama. Deci nu-mi vine să cred că a trecut timpul. Și se machia doar la nunți sau botezuri.
erau singurele, mă rog, petreceri la vremea aceea. Însă, tocmai faptul că nu au făcut abuz de chimicale, de substanțe, de toate felurile, de mai știu eu ce alte tratamente care ni se vând că ne transformă, da, în fes frumos și le necosăm zene. Exact. Sunt și creme bune și nu neapărat scumpe. Sunt și tratamente revoluționare, cu adevărat, le cunosc și pe acestea. Deci nu pot să spun că tehnologiile astea nu contează, dar nu trebuie abuzat. Pentru că totul, de fapt, pornește de la hrană. Dacă te hrănești sănătos, și pielea ta arată bine. Și energia ta e alta. Și de la mișcare. Și da, poți menține ceea ce ai obținut bun printr-o hrană sănătoasă. Și n-ai nevoie și printr-un regim... acoperi, ci din potriva să pui în valoare. Exact. Exact. Deci eu nu simt nevoia să pun atâta fond de ten și atâta pudră pe față, astfel încât să nu mai fiu eu, să fie o mască ceea ce vedeți. Și asta pentru că am grijă în rest, caut să fiu echilibrată. Nu sunt exagerată în niciun fel, nu fac sport în fiecare zi. Uite, de aia mi-am permis în ultimele luni să nu fac sport deloc. Nu mi-am dorit asta, dar s-a întâmplat. Dar vezi, corpul tău rezistă bine și pe termen lung dacă îl tratezi cu seriozitate, timp îndelungat. Îți mai permiți și pauze, asta vreau să spun. Acum e o pauză nedorită, ci fortuită, să zic așa, dar o să revin la acest mod de viață sănătos care mă face să mă simt bine. Pur și simplu mă simt altfel atunci când urmez un mod de viață sănătos. Sunt anumite aspecte pe care femeia și le poate lucra și singură, manicură, pedicură, vopsitul părului. Pandemia ne-a arătat că putem cam totul unele singure. Ei, nu e la fel de comod. Pot merge la un salon. E o chestiune de performanță sau o chestiune de răsfăț ca femeie să mergi la un salon? De a te simți răsfățată? E și o chestiune de pricepere. M-am vopsit singură acasă în pandemie. Nu pot să zic că m-am priceput să fac treaba la fel de bine așa cum ea e făcută la un salon. Deși am comandat exact ce-mi trebuia acasă. Dar n-am răbdare, n-am pricepere, nu cu toții ne pricepem la n-ai orice. N-ai unghiuri că... N-am. Exact, nu te vezi tu pe tine așa cum trebuie. Bine, partenerul meu de viață a devenit specialist în vopsit în perioada asta. Deci ne descurcăm dacă suntem obligați. Dar ne ia mai mult timp, nu ne iese la fel de bine, în fine, cam asta e. De e important ca femeie să te simți și răsfățată din... Da, de ce nu? E important și ca bărbat. Nu simți nevoia să faci un masaj câteodată? Păi dacă voiam să ajung și la punctul ăsta, eu rar am avut experiențe de masaj, dar când le-am avut, au fost foarte binefăcătoare. Păi să te ajute cu... spatele, cu, nu, dacă stai mult la masa de scris, la un birou, dacă munca ta e o muncă fizică, dacă faci sport chiar și sportul te aduce în situația de a avea nevoie de un masaj la un moment dat. De recuperare, că toată chiar faci mici accidentări, că se poate întâmpla. Și ai nevoie de recuperare. Dar avem noi ca popor mentalitatea asta să apelăm la servicii de masaj profesionale? Eu văd că sunt destul de mulți oameni care fac asta. Pentru că eu văd, de exemplu, că la saloanele... Găsești greu loc, nu? Da, găsești greu loc. Deci înseamnă că e nebunie. Deci oamenii vor să facă asta. Acum, nu există atâtea saloane câtă populație avem. E adevărat. Și pe de altă parte, nu toată lumea își permite. Adică e o realitate și lucrul acesta. Da. Să ne educăm să facem partenerului de viață un masaj și am putea? Da, sunt pro. Sigur că da. Chiar la un moment dat mi-am cumpărat o carte din care să învăț să fac masaj tailandez. Îmi place nespus de mult, e preferatul meu. Nu se bazează la fel cum e cel pe care neauș așa, pe care îl facem cu ulei și așa. Nu, se face
cu forța corpului unui om folosită pentru a-l detenționa pe celălalt. Am văzut un filmuleț, Andreea, îmi pare că nu l-am să ilustrez, că nu l-am salvat, cu, cred că o tailandeză, de era micuță, deci... Da. Doar dacă o fetiță așa și masa un bărbat zdravân în toată firea. Deci ce a putut să facă de ăla? Pentru că făcea tot felul de pârghii. De... Atât de tare te poate relaxa încât la un moment dat face ce vrea cu corpul tău. E incredibil cât de înțepenit e corpul nostru, de multe ori, și cât de ușor, printr-un masaj bine făcut, poate el ajunge din nou în forma lui normală, care ar trebui să fie normală. Eu cred că orice om ar trebui, măcar din când în când, o dată pe lună, o dată la două luni, să-și curețe fața, să facă un tratament facial. Știi că un tratament facial costă până într-o 100 de lei la un salon normal. Vreau să spun, deci eu cred că trebuie să te respecti și pe tine. Să încerci măcar. O singură dată în viața mea am testat un tratament facial, să spunem. Era acum vreo 20 de ani sau eram foarte mic în facultate. Și la un moment dat o doamnă care lucra într-o rețea din asta de network marketing, care distribuia creme, a făcut o demonstrație și a făcut-o și pe fața mea și pe fața prietenei mele din facultate de atunci. La ea nu se vedeau mari diferențe, pentru că fiind fată se mai îngrija și atunci probabil că corpul capătă o anumită rutină. Da. Ei, la mine diferența a fost spectaculoasă, care nu făcuse niciun tratament niciodată. Era tenul mult mai radios, adică se vedea mult mai pronunțat diferența. Nu sunt o poveste. Aceste terapii, cele care sunt bine făcute sau cu produse de calitate, care, mă rog, cum la bază studii. Cum știi să alegi produse? Da, nu folosesc decât puține produse. Nu sunt adepta sticlelor și sticluțelor adunate pe rafturi și care să se învechească acolo. De sticluțe. Și... Nu, deloc. Eu caut ceea ce mi se potrivește, întreb oamenii care se pricep. Adică nu pot să știu eu, doar mă uit pe ce scrie pe produs, dar unde nu știu, întreb mai departe. Și în timp am ajuns să știu ce îmi folosește și nu sunt multe produse, sunt strict câteva. Exact ce e nevoie pentru hidratarea feței, pentru demachiere, pentru regenerarea. În timpul nopții am făcut și propria cremă, făcută după gustul meu, cu mirosul care îmi place mie. Uite, de trandafiri. Da. Și are numele tău? Sau în campania Nu există, nu se poate. Am făcut... Și e disponibilă și pentru oameni? Da, pe Topline România poate fi găsită. Topline, dați căutare pe net și găsiți foarte, foarte simplu și se numește Le Secret de ma vie și este crema potrivită pentru mine. Este făcută în Franța, special după nevoile mele și nevoile mele sunt nevoile unui ten normal. De aceea e potrivită pentru multe femei, nu doar pentru mine. Chiar așa, cât de important e să te cunoști ca femeie? Le Secret de Manie, cum am zis, de Manie. De Manie. Așa, pentru că e o cremă de noapte pe care o folosești pentru regenerarea tenului și hidratarea tenului în timpul nopții. Cât de important este să te cunoști ca femeie? Să înțelegi, apropo, de ce ten ai, ce nevoie are corpul tău? În timp poți face lucrul acesta cu curiozitate, căutând, întrebând oamenii pricepuți. Nu putem să le știm noi pe toate. Nu suntem noi nici medici, nici specialiști în dermatocosmetice și așa mai departe. Și încercând, dar n-aș încerca la nesfârșit. Adică eu am căutat un timp, am găsit ce mi se potrivește și devin fidelă unui produs care văd că îmi face bine. Dar trebuie să ai grijă de tine. De ce nu? Și nu, eu nu fac economie când e vorba de chipul meu. Până la urmă e interfața, nu? Față de lume. Și atunci contează. Contează foarte mult. Și nici nu e atât de scump. O cremă bună, dar pe care, fără vreun preț exagerat, dar pe care o folosesc mult timp. Adică nu exagerez, nu aplic nu știu câte straturi. Nu. Tot
ce fac eu zilnic este să mă demachez, să-mi pun dimineața o fiolă pe care o sparg, pun în palmă lichidul, o fiolă hidratantă pe care o aplic pe ten, asta se întâmplă dimineața, și seara, după demachiere, o cremă, crema mea, de care vă spuneam, pe care o aplic pentru a se regenera tenul pe timpul nopții. Și cam asta e tot. Și încerc să mă machiez cât mai fin și cât mai puțin. Dacă n-am filmări, eu nu mă machiez. Adică nu fac asta așa de ochii lumii. Doar când am un motiv. Ce înseamnă un detox? Și când se face el? Detoxifierea, de obicei, o fac o dată pe an, rar de două ori pe an, după sărbătorile de iarnă, și e o suită de tratamente pe care le fac, să zic, timp de o săptămână, dacă am timpul acesta. Dacă nu, 4 zile și 4 zile la sfârșit de săptămână încerc să cuplez așa 2 săptămâni la rând, în weekenduri. Și asta, eu aleg să fac Master Detox, care înseamnă doar sucuri, doar lichide. Deci da. În acele zile consum doar lichide. Doar lichide, dar nu aiurea. Adică nu mi le fac eu acasă. Într-un centru specializat, fac lucrul ăsta sub supravegherea oamenilor care știu să facă sucurile alea, că nu poți să le faci după capul tău. Dacă îți faci numai sucuri de portocale, nu faci decât să te îngrași. Să ne înțelegem. Conținut zahăr și... Păi da, bineînțeles, n-ai făcut nicio brânză. Adică sunt niște proporții, sunt legume, sunt plante verzi, sunt doar puține fructe și anumite fructe care pot fi folosite în cantități mici, sunt diverse tipuri de sucuri dimineața, din 2 în 2 ore. De dimineață până seara, din 2 în 2 ore. Astfel încât nu ți-e foame. Deci nu ți-e foame? Nu, pentru că tu ai stomacul plin tot timpul. Nu ți-e foame. Și în timpul acelor zile, de dimineață până seara, între sucurile astea, fac proceduri. Adică, masaj în fiecare zi, există un tratament din ăsta limfatic, da? Te bagi într-un costum care îți strânge corpul, îi dă drumul, îi strânge corpul. Îi și înțeleg că este foarte important masajul limfatic pentru sănătatea, da, noastră, foarte, și pentru imunitatea. Este o noastră terapie, nu e o treabă cosmetică, da? Baie turcească, asta înseamnă o detoxifiere a corpului, din vârful capului până în tălpi, ca să zic așa. Saună, în fiecare zi. Deci fac tot felul de terapii, un tratament facial, da? De dimineață până seara și sport. Deci există în centru și antrenor de sport. Plimbări în natură. Deci sunt zile serioase în care mă dedic acestui. Acest timp, da. Exclusiv. Exclusiv. Chiar e bine să nu fii acasă. Pentru că e o minciună să spui că tu acasă te poți detașa de probleme. E și un detox emoțional și mental. Adică nu mai muncești în zilele alea. Faci ceea ce ți-ai dori, de exemplu. Vrei să citești o carte? Ții cartea cu tine. Stai în saună și citești. Și e cartea aia pe care vrei să o citești, nu că trebuie să o citești, nu cartea pentru muncă, că ai ceva de învățat din ea. Nu, aia care pur și simplu te face să aspiri, te face să te relaxezi. Trebuie să intri într-o altă stare. Și, culmea, credeam că nu se poate, pentru că eu nu sunt genul ăsta de om care să stea locului, dar uite că se poate și e, pentru mine e rețeta excelentă a reechilibrării. Pe de altă parte, e o vorbă în popor care spune bărbatul trebuie să arate puțin mai frumos decât dracu. Cât de bine sau cât de rău ne face această convingere de viață, cum vrea o femeie să arate bărbatul de lângă ea, de fapt? De exemplu, eu nu sunt genul de femeie care să-și dorească un bărbat cu mușchi lucrați la sală și așa mai departe. Nu, nu m-a atras niciodată treaba asta. Nu că e ceva rău în asta, din potrivă. Sunt pentru sănătate și echilibru. Dar nu, nu asta e genul tău. Nu e genul meu, nu asta caut eu. Ba, din potrivă, parcă nu-mi plac nici oamenii care se caută prea mult, știi? Trebuie să existe un echilibru care și aici. Care se uită mai mult în oglindă decât tine. Exact, exact. Bine, eu, nici nu-i greu că eu nu mă uit prea mult în oglindă. Mă aranjez dimineața când ies din casă și asta e tot, până la finalul zilei. Cert este că îmi plac oamenii care au grijă de sănătatea lor. Nu trebuie să facem excese nici aici, însă. Adică nu poți să faci numai asta.
Să fii toată ziua la sală, da, dar vezi că noi, știi? Bărbații români sau poți, dar nu e... ne cam rostogolim așa, cam multă berică și cam multă burtică. Ei, uite, tu nu poți să te plângi de asta, ai o conformație norocoasă, însă, nu știu, pe mine nu mă deranjează, nu știu, faptul că un bărbat și o femeie care trece are prin niște timp forme, da, are niște normale. Forme. Acum, hai să nu exagerăm. Suntem oameni, nu suntem aparate. Nu putem fi programați să fim mereu catrași prin inel. Dar trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Eu asta spun. Nu de siluetă, de sănătate. Pentru că de aici vin toate cele bune. Uite, aici o să vin cu o provocare din discuția din emisiunea noastră anterioară despre iubire și poate și infidelitate. Atunci când un bărbat se uită de partea cealaltă a gardului, că e iarba mai verde, e acea femeie mai frumoasă sau mai îngrijită sau nu are nicio legătură? Habar n-am. Întreabă-l pe el. Nu știu. Probabil că e ce n-are el acasă, știi? Nu știu, chiar nu-mi dau seama. Tare nu-mi plac lucrurile astea. Și nu-mi plac nici invers, nici când femeia se uită în curtea de alături. Nu sunt pe gustul meu. Și atâta tot. Suntem pe ultimele minute de emisiune. Aș vrea la fel să te rog să finalizăm cu niște sfaturi practice pentru femei în particular, dar pentru toți cei care ne privesc. În primul rând, doresc fiecarei femei să se poată iubi. Eu am învățat târziu să mă iubesc pe mine însămi și nu mi-a fost bine atunci când nu eram în echilibru. Și am avut curajul, într-o bună zi, să mă uit în oglindă și să-mi spun, îmi place ce văd, dar nu mă uitam la tenul meu, nu mă uitam la frumusețea asta exterioară și superficială, ci mă uitam dincolo de ochi, în interiorul meu. Nu eram bine cu mine, nu eram mulțumită de mine și, în consecință, nu eram pregătită să am pe cineva echilibrat alături de mine. Și atunci mi-am spus, eu trebuie să caut calea de a mă împăca și a mă iubi pe mine însă. Să încep cu respectul. Și cu asta am început. Ca să mă pot respecta, să mă pot uita la mine cu respect. Oare ce ar trebui să fac? Când mă uit în oglindă, cam ce vreau să văd? Ce nu-mi place la mine? De aici am început. Și am început să scriu pe o hârtie. Ce nu-mi place la mine. Dar, repet, nu vă opriți la aspectul fizic, pentru că nu e deloc o idee bună. Gândiți-vă la tot ce nu vă place. De exemplu, nu vă place la voi că vă ieșiți din fire, uneori. Că ridicați tonul la cei dragi. N-ați vrea să faceți asta, vă deranjează. Dar totuși spuneți că nu vă puteți abține. Lucrurile astea vin de undeva din interior, dintr-o nemulțumire, dintr-o frustrare, dintr-un dezechilibru. Și dezechilibrul poate veni și de multe ori vine, oricât ar părea de ciudat, de la hrană. Dacă nu ne hrănim sănătos și echilibrat, moderat, lucrul ăsta provoacă niște blocaje în noi, începând cu partea intestinală. Intestinul are niște receptori legați și de partea noastră nervoasă. Toate lucrurile astea ne creează un disconfort interior și se exprimă în diverse moduri, inclusiv prin atitudinea noastră față de viață și față de cei din jur, care vine ca un bumerang înapoi către noi. Noi ne exprimăm în felul ăsta, dar după aceea părerile de rău ne macină, pentru că nu ne place cum suntem, nu ne place ce suntem. Deci, analizați-vă pe voi, notați-vă ce nu vă place, cinstit că nu vă vede nimeni, sunteți voi și foaia de hârtie. Și după aceea, treceți la acțiune. Începeți să lucrați ușor, ușor. Dacă nu știți cum, căutați. Sunt atâtea materiale pe internet în ziua de azi. Nu mai putem spune că nu știm ceva. E un tutorial despre orice. Exact. Și căutați să vedeți cum ați putea aduce echilibrul în viața voastră. Mișcarea e foarte importantă. Nu o puteți eluda. Vă spun de pe acum. Și hrana echilibrată. Nu știu ce înseamnă sănătoasă. Nu vă închipuiți că dacă mâncați sănătos e și mai scump. E o scuză aceasta. Eu am făcut un calcul.
Nu trebuie să-ți iei mâncare, așa zisa, mâncare bio, neapărat, ci ia din grădina bunicii. Puneți niște ghivece pe balcon și sădește-ți verdețuri, o roșioară și așa mai departe. Eu așa am făcut. Am început pe balconul meu de la bloc, înainte să stau la casă. Și la casă am început să sădesc în grădină. Deci se poate. Da. Se poate. Și se poate și fără abonament la sală, care să vă coste mult. Ai scări la bloc? Ulcă-le, coboară-le. Ai parc undeva în apropierea casei? Există în parcuri acum și acele aparate, da? Gratuite. Deci nu există. Ai două sticle, umple-le cu apă și folosește-le pe post de greutăți. Nu există, nu se poate. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea, pentru toate aceste recomandări și pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit din experiența ta și să sperăm că a fost o inspirație și o mobilizare către aceia care ne-au privit și în particular către dumneavoastră, doamnele, să arătăm din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33.